fraților și părinților. Biserica Ortodoxă are trei ocazii în care numără duminicile după altă rânduială decât cea de după Înviere, ori după pogorârea Sfântului Duh. Și acestea sunt înălțarea Sfintei Cruci, nașterea Domnului și botezul Domnului. Acestea sunt duminici speciale, de, dinainte de înălțarea Sfintei Cruci, de după înălțarea Sfintei Cruci, care îmbracă respectivul praznic împărătesc cu multă și mare cinste. În mod evident, această rânduială vine din Biserica Ierusalimului, încă de la descoperirea Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena și de către creștinii care au iubit pe Hristos și au scos la lumină mormântul Domnului și toate locurile Sfintelor Patini la anii 325-326. Iată, în această duminică, Biserica ne pune înainte o evanghelie foarte scurtă, care face parte din capitolul 3 de la Sfântul Evanghelist Ioan, din discuția pe care Nicodim, unul din marii cărturari și arhierei ai vremii în care Mântuitorul a venit la neamul omenesc, a venit la Mântuitorul să-L întrebe despre mântuirea sufletului. Și acolo, în acest pasaj, îi spune Domnul acele cuvinte minunate, că nimeni nu se va mântui decât cel ce se va naște de sus. Și îl întreabă, cum poate cineva să se nască de sus? Și îi zice Domnul că nașterea trebuie să fie prin apă și prin Duh, vorbind despre botez. Iar imediat după aceasta, Domnul îi spune așa, că nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și un cuvânt cu înțeles dogmatic foarte profund, foarte puternic, pentru că nimeni nu s-a suit vreodată până la venirea Mântuitorului la cer, nu a văzut raiul, percepția protopărinților Adam și Eva, care au fost izgoniți din rai, dar aceștia nu s-au suit acolo, aceștia au fost creați acolo. Și nimeni nu s-a suit așadar până la răstignirea și învierea Domnului. Că știți doar că a golit mormintele, foarte mulți morți au înviat în acele zile în Ierusalim, iar pe alții a spus care așteptau învierea Domnului, așteptau de mii de ani acest moment prorocit de toți prorocii Vechiului Testament, pe mulțimea aceea care aștepta în iad de atâta mii de ani, a scos și a dus în Împărăția Cerului. Deci nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului. Și spune aceasta Sfântul Evanghelist Ioan, ca nu cumva să ni se pare că vreodată Fiul a fost despărțit de Tatăl și de Duhul Sfânt. Și cum spune aceasta? Fiul omului care este în cer. Deci Fiul a rămas nedespărțit de Tatăl și de Duhul în toți cei anii viețuirii sale pământești. Și după cum Moisia a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului. Iată, ajungem aici la un cuvânt care ne poate pune pe gânduri, pentru că știm că poporul iudeu a rătăcit prin pustie 40 de ani și acolo, deoarece foarte mulți mureau din cauza șerpilor din deșerturile acelea, care îi mușcau, Domnul l-a luminat pe Sfântul Proroc Moisie să facă acest șarpe de aramă. Și cine se uita cu credință la șarpele de aramă, dobândea tămăduire, indiferent de ce șarpe a fost mușcat. Dar care este legătura acestui șarpe de aramă cu Domnul? Și el lămurește mai departe cuvântul. Ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă o viață veșnică. În cine să creadă? În Fiul omului. Deci tot cel ce crede în Fiul omului, în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu va pieri, ci se va mântui și va dobândi viață veșnică. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă o viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea și ca să se mântuiască prin el lumea. Și aceasta o spune despre venirea sa la oameni. Căci va mai veni odată la sfârșitul veacurilor și atunci ne va judeca el, Fiul omului, pe noi, pe toți. Pentru că a purtat trupul nostru, a dus, a trăit viața noastră pământească, a mâncat și el, a dormit și el, a însetat, a flămânzit, a obosit, a ostenit, a fost batjocorit, a fost umilit, s-a și bucurat, a și avut momente de pace și de tihnă, cum noi toți oamenii avem, a trăit toate acestea ale noastre omenești. Și doar datorită faptului că El le-a trăit și le-a asumat și a asumat în întregime umanitatea noastră afară de păcat,
El ne va și judeca. Deci care este înțelesul acestui cuvânt? Ni-l lămurește unul din mari sfinți părinți ai veacului, al patrulea, Sfântul Macarie cel Mare. Și face trimitere aici, la starea noastră de creștini, care ar trebui să fie cu totul dezlegată de cele materiale și să noi iubim avuțiile și îmbogățirile și banii și toate ale acestei lumi, tot ceea ce lipește, tot ceea ce ni se pare nou că ne-ar putea face viața mai bună. Iar dacă le avem, să știm să mulțumim pentru ele și să știm să dăm și celor care nu au, să poată și ei să mulțumească Lui Dumnezeu la rândul lor. Deci spune așa, că Domnul a zis să lăsăm aurul și argintul și rudele, să vindem toate avuțiile noastre și să le dăm săracilor și să ni le adunăm pe acestea în ceruri, căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. A văzut Domnul că Satana înăuntru prin aceasta stăpânește cugetul, prin faptul că aduce pe el la grija celor materialnice și a lucrurilor pământești. De aceea Dumnezeu, purtând de grijă de sufletul tău, a zis să te lepezi de lume ca și fără de voie să cauți ceruri și să ai inima ta la Dumnezeu. Iar dacă vrei să te întorci iarăși la avuțiile tale, vei afla că nu ai nimic din cele văzute. Că într-adevăr, cât poți să strângi, cât poți să ai, cât poți să te ostenești ca să dobândești din cele văzute și cât poți să, ce mulțumire poți să ai când vezi pe altul care are mai mult decât tine. Și vrei, nu vrei, ești silit să vezi unde le-ai adunat pe acestea și le-ai depus, adică în cer, dacă le-am dăruit lui Dumnezeu. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. În lege a poruncit Dumnezeului Moisei să facă un șarpe de aramă și să-l înalțe pe acestea și să-l înfingă în vârful lemnului. Iar câți erau mușcați de șarpe, dacă priveau apoi la șarpele de aramă, dobândeau vindecare. Și aici aceasta era din economie, căci cei ținuți de grijile cele pământești și de idolatrii și de plăcerile satanei și de toată nelegiuirea, prin asemenea chip, în parte se înălțau la cele de sus, ridicându-se de la cele de jos. Și luau aminte la cele înalte. Și iarăși de la acelea înaintau și mai sus. Și așa câte puțin înaintând către partea cea mai înaltă, recunosc că este Dumnezeu cel prea înalt, mai înalt decât toată făptura. Că își dădeau seama că minunea cea prin șarpele de aramă, cel neînsuflețit care dăruia sănătate, doar privind cu credință la el, minunea aceasta era lucrată de Dumnezeu. Asemenea și ție ți-a poruncit să fii sărac și vânzând toate să le dai săracilor, pentru că chiar dacă ai mai voit să te târăști pe pământ, jos, să nu poți. Cercetând astfel în inima ta, începe să vorbești cu gândurile tale. Pe pământ nimic nu avem. Să ne urcăm la cer, unde este comoara, acolo unde am negustătorit. Mintea ta începe să se înalțe la înălțime și să caute cele mai înalte și să înainteze în aceasta. Dar ce înseamnă că șarpele mort țintuit pe vârful stâlpului îi tămăduia pe cei mușcați? Șarpele mort îi biruia pe șerpii cei vii. Ia uitați aici cu câtă profunzime vede acest sfânt, simplu cuvânt pe care l-a spus Domnul. Șarpele cel mort îi biruia pe șerpii cei vii, fiind astfel un tip al trupului Domnului. Trupul pe care l-a luat din născătoarea de Dumnezeu Maria, l-a înălțat pe cruce și a fost pironit și a târnat pe lemn, și un trup mort a biruit și a ucis șarpele cel viu care era și șerpuia în inimă. Aici este minunea mare, cum șarpele mort a ucis pe cel viu, dar în ce chip acolo Moisie a făcut șarpele de aramă și de la începutul creației nu a existat șarpe de aramă, ci însuși Moisie a făcut lucrare nouă, asemănare a șarpelui celui viu, tot așa și Domnul a făcut trup nou din pururea Fecioara și Născătoare de Dumnezeu Maria și pe acesta l-a îmbrăcat. Așadar, nu a adus trupul din cer, căci Duhul era ceresc. Intrând în Adam, a făcut nou om nou și pe acesta l-a amestecat cu dumnezeirea și a îmbrăcat trup omenesc și l-a format în mitra. Și când spune că l-a amestecat cu dumnezeirea, să nu înțelegem amestecare, pentru că vorbim de ceea ce mărturisim și chiar și crezi, că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat și om adevărat. Domnul a avut două firi, una dumnezeiască și una omenească. Așa cum Domnul nu a poruncit ca șarpele cel de aramă să fie în lume până la Moisi, tot așa nu s-a arătat în lume până la Domnul trup nou și fără de păcat. Fiindcă întâiul Adam a călcat porunca, a împărățit moartea peste toți fiii lui, dar trupul mort al Domnului a biruit șarpele cel viu
al păcatului și al morții și al diavolului. Iată, avem acest simbol al șartelui de aramă folosit de farmaciile din toată lumea. Și acesta a fost primul simbol al farmaciilor, șarpele cel în chipul crucii. După aceea s-au supărat unii pe care îi deranja crucea și au pus acolo un pahar. Dar să știți că simbolul medicinei și al farmaciei a fost, câtă vreme lumea aceasta în care trăim a fost creștină, șarpele cel înălțat pe cruce. Și pentru că tot am ajuns aici, văd pe fețele dumneavoastră că sunteți foarte, foarte îngrijorați, că începe școala și există această mare ispită și această mare problemă pe care o pun tot felul de nătărăi din lumea aceasta, care vor să impună vaccinarea obligatorie la copii, cu acest vaccin care omoară oameni cu sutele și cu miile. Vedeți Evanghelia de astăzi, care ne pune înainte șarpele cel de aram, cel care preînchipuie pe Domnul care s-a suit pe cruce, pentru mântuirea noastră. Așa cum noi privim la Sfânta Cruce și ne închinăm Sfinte și Dumnezeiești cruci și căpătăm putere împotriva Duhului celui rău, împotriva diavolului. Și în momentul în care noi am făcut cruce, se împrăștie toată împărăția iadului și rămâne mai Dumnezeu în tihnă, în pace, în liniște și bucuroși și sănătoși, tot așa să ne gândim, să ne aducem aminte ai cui suntem. Suntem ai Domnului. Iar trupul acesta este tot al Domnului. Pentru că El l-a creat și l-a creat desăvârșit. Bolile care vin peste oameni sunt pentru păcatele lor de cele mai multe ori. Sau pentru ca să învețe smerenia. Sau pentru ca cei din jurul lor să învețe smerenia, să învețe să se roage, să învețe să dobândească credință. Pentru aceasta a lăsat Dumnezeu bolile în lume. Deci, trupul acesta este minunat, este desăvârșit și aceasta o spun toți medicii care au studiat medicina cu culoarea minte. Că nu ai cum să vezi atâta perfecțiune, atâta desăvârșire în materia aceasta mucoasă, în piele, în carne, în oase, în sânge. N-ai cum să vezi toate acestea și să nu dai slavă lui Dumnezeu că El le-a făcut pe acestea în mod limpede. Suntem zidirea lui Dumnezeu. Și dacă suntem zidirea lui Dumnezeu și prin Sfântul Botez devenim vase ale Duhului Sfânt, trupurile acestea sunt sfinte. Gândiți-vă la sfinții pe care îi avem în țară, în special la cei cu moaște întregi, la Cuvioasa Parasteva, la Iași, la Sfântul Dimitrie, la București, la Sfântul Grigorie de Capolite, la Sfânta Filoctea, la Curtea de Argeș. Gândiți-vă la sfinții aceștia. Cum au dobândit ei sfințenia aceasta? Punând în fapt ceea ce spune propagul, că au privit la cel înțelegător și au supus trupul sufletului și l-au făcut și pe el, pe trupul acesta, l-au făcut slugă al lui Dumnezeu. L-au pus să împlinească poruncile Domnului cu toată dragostea și cu toată râvna. Și în felul acesta au dobândit sfințenie și în trupurile lor. Deci să nu ne bajocorim trupurile, căci aceasta este acest vaccin făcut din avortoni. Este spurcarea creștinilor. Aceasta este acest vaccin care conține metale grele, născocite de mintea omenească mai fine decât metalele grele, acestea mercurul și restul. Este o sândă la moarte. Poate ați văzut imagine cu cei care își pun bani și linguri și așa mai departe pe locul unde au fost vaccinați și se vede clar magnetismul vaccinului. Ce minte diabolică a putut născoci acestea? Deci, dacă vă iubiți copiii, nu-i vaccinați. Pentru că după vaccinare urmează, în mod absolut evident, infertilitate și sterilitate, urmează boli autoimune, la un moment dat poate chiar cancer, și la unii care sunt mai sensibili urmează moartea. După cum ați auzit de atâtea cheaguri de sânge și tot felul de situații din acest. Numai departe, uitați-vă la românca noastră, la tenismena aceasta, Simona Halep, care a fost campioană mondială. Și la toate meciurile la toate campionatele la care a participat după ce s-a vaccinat, a fost zburată după primele meciuri. N-a mai câștigat niciun campionat. Oare asta nu vă spune nimic? Cum ia un sportiv, da? Un om care se antrenează zilnic și face eforturi foarte mari, a fost aruncat, a fost handicapat, a fost batjocorit de un simplu vaccin. Deci nu mai gândiți-vă la aceasta. Nu vă batjocoriți trupurile și, în principal, nu vă batjocoriți copiii. Cereți-vă drepturile de a fi sănătoși. Deci să ne întoarcem la Sfânta Evanghelie și să tragem din ea toată puterea pe care o putem să tragem. Iată, un alt părinte
din primele versuri, Ava Isaia, are un cuvânt și mai lămuritor despre șarpele de Aram. Că spune că așa, șarpele de Aram este asemenea celui ce s-a făcut dușman al lui Dumnezeu. Dar nu are gând rău, nici venin, nici răutate, nici nu se încovoaie, nici nu suflă, nici nu are suflarea vrășmașului. Acest tip și l-a luat Sieș, Iisus Hristos, până ce va stinge veninul pe care l-a primit Adam din gura șarpelui și se va întoarce firea devenită contrară firii la starea cea după fire. Că spune lui Moisi, ce este ceea ce ai în inima ta? Și a zis, toiar. Și a spus lui, aruncă-l pe pământ. Și l-a aruncat și s-a făcut șarpe. Și a fugit Moisi de la el. Și spune lui Dumnezeu, întinde mâna și apucă-l de coadă. Și l-a apucat și s-a făcut toiagă mâna lui. Și zice lui Moisi, ia toiagul prefăcut în șarpe și să bască el apa din râu înaintea lui Faraon și se va preface apa în sânge. Și iarăși, ia toiagul prefăcut în șarpe și vei bate cu el Marea Roșie și se va usca. Și iarăși, ia toiagul pe care l-ai în mâna ta cu care ai bătut marea și vei porunci pietrei și își va da apa ei. Acestea le găsiți în cărțile Ieșire și Numeri. Observă, dar, că cel ce merge pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos, după ce El s-a făcut dușman și șarpe, se preface în toiac și niciunul dintre vrășmași nu îi se va mai putea împotrivi. Mare este această taină. Ea nu spune că dacă balaurul seamănă veninul lui în noi, să ne silim să privim spre cel ce s-a suit pe cruce. Pentru că toate acestea le-a făcut El pentru noi și le-a răbdat pe toate, preschimbându-le, fără să se supere pe cei ce l-au bajocorit, l-au bătut și l-au dus la moarte. Nici răspunzându-le cu vreun cuvânt astru, ci a rămas nemișcat ca șarpele de Aram. Deci ne vom căuta la el și vom merge pe urmele lui, ne vom vindeca de mușcăturile șerpilor ascunși. Puterea lui este în același timp ajutorul celui ce a spus, precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa se cuvine să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta înseamnă a-i urma lui, ca să ne facem sănătoși prin el. Cum deci ne facem sănătoși? Dacă noi credem că este puternic, că și pe cei mușcați în pustie, nu însuși șarpele de Aramă era cel ce-i vindeca pe ei, ci cel mușcat de șarpe privind prin credință la el se făcea sănătos. Căci mulți erau cei ce au murit din cauza șerpilor, pentru că nu au crezut în cuvântul lui Dumnezeu, precum a zis apostolul, să nu ispitim pe Dumnezeu precum l-au ispitit aceia și au pierit de pricina șerpilor. Așadar au fost și dintre cei care au privit șarpele de Aramă și au murit, pentru că au privit fără credință. Au crezut că asta este o chestie mecanică, a te uita la chipul înainte mergător al Domnului și gata, imediat te-ai tămăduit. Nu, trebuia să te uiți cu credință. La fel cum și noi ne uităm cu credință spre Sfânta Cruce. Și cu credință ne facem Sfânta Cruce. Știi, frate, că până astăzi sunt șerpi în sufletul care voiește să ispitească pe Iisus? Cum îl întrebam noi care sunt poruncile Lui și nu le-am împlinit, precum s-a zis, l-a întrebat pe El unul dintre învățătorii Lui, ispitindu-L și zicând, Învățătorule, care poruncă este cea mai mare în lege? Iar Iisus i-a zis lui, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Vezi că cei ce îl întreabă și nu împlinesc poruncile se numesc ispititori? Pentru că nu voiesc să creadă în șarpele de Aramă care poate să-i scape pe ei de veninul șarpelui ascuns. Păzește-ți deci inima și să nu te lenevești zicând cum pot să păzesc virtuțile fiind om păcătos. Căci când părăsește omul păcatele sale și se întoarce la Dumnezeu, pocăința sa îl renaște. Este ceea ce spune Apostolul. Precum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm și chipul celui ceresc. Vezi că s-a dat omului să se schimbe prin pocăință și să devină prin ea întreg nou? Aceasta este soluția, fraților. Să punem început bun vieții noastre și în special prin pocăință. Să ne pare rău de toate păcatele noastre pe care le-am lucrat, de toate răutățile noastre pe care le-am săvârșit, fie cu fapt, fie cu gând, fie cu cuvântul, fie cu simțirea, fie pe față, fie într-ascuns, pe acestea să le mărturisim la Sfânta Spovedanie și să ieșim de acolo oameni noi, oameni cerești. Pentru că, precum am purtat chipul celui pământesc, care este apăsat de greutatea păcatelor și ne-a fost din ce în ce mai greu și din ce în ce mai rău, zi de zi, așa să,
să ne înălțăm la vrednicia de a purta chipul celui ceresc și de a începe încă din această lume să trăim în Împărăția Cerului. Și așa, dacă facem lucrul acesta și dacă mai facem un lucru pe care l-am învățat de la duhovnicii noștri, adică să punem copiii aceștia, cei mici și nevinovați, să-i punem să se roage. Pentru că prin rugăciunile lor se surpă puterea spurcatului Satan. Și vom scăpa și de vaccinuri și de toate drăcăriile care ni se pregătesc spre pierzarea cea veșnică. Deci dacă aceste două lucruri vom face, pocăință și rugăciunea în special a copiilor și a noastră, ne va izbăvi Dumnezeu din toate încercările acestui veac și al vremurilor care ne așteaptă. Așa să ne ajute Dumnezeu.